Domnul Dan, eu v-am trecut Alexandru la mine pe telefon și Alexandru vă cheamă. Da. Așa. Alexandru Dan mă cheamă, dar... Toți care mă cunoșteau și au văzut filmările, zice, bă, de ce ți-o fă groază să pui numele lui... Adică cum îl porecleau pe tata? Dandu. Dandu? Așa o să și punem. Zic așa. Hai lui Dandu de la Jipur. Așa, domnul Dan, așa o să și punem, domnul Dan. Ziceau, mulți de treaba asta, inclusiv și frate meu, v-a tras atenția? Da. Așa, domnul Dan, aici la dumneavoastră, împreună cu domnul Nelu, împreună cu... Dragan. Cu domnul Dragan. Cum vă numiți? Otilo. Aici cu domnul Otilo și cu prietenul meu, cu domnul Gabi de la Someș. Domnul Dan, ce? Fain aici la dumneavoastră. Fără nicio frică. Și fain e pe aveți. Fii atent. Aveți, mă, data dacă vrei să simți... Dacă prin el și nu am uvintat la noi. El e un armăsar de... Bă, omule, așa liniștit stă el aici între noi, mă. Da. Armăsar de 3 ani. Arată foarte, foarte bine, ținând cont că e cu iepele aici. Luna, ai foarte cuminte și la iepe, foarte, foarte cuminte. N-am montat numai exact 2 iepe, că am zis că să văd ce rezultă din iepele mele, să văd produsii, că după aia stăm de vorba anul viitor. Aia să-l dați la muntă, da. prin județ, cum se zice. Sau de unde dorește să facem ceva bănuți, măcar de cheltuială. De biscuit? Exact. Cheltuiala lor. Aha. A lui. Du-te tu de aici, lasă-l pe Cristinel. Du-te mai încolo. Hai, lasă-l. Cât timp are ea? 4 ani. Simona o cheamă? Tripă 4 ani. Simona o cheamă? Da, da. Și pe negruța de aici, de lângă? Negruța, ea e o iapă din Iorcovici. Așa? Din Ungaria. Hai, de-te povestit, tata. Un pic, hai. Langalizată, stampată. Se vede și pe... Pulpa din spate și pe... Opriți-vă! Opriți-vă, fetelor! Una de asta, dacă trece peste tine, nu se simte că ești dedesubt. Crede că trece peste o haină. Da, dragă. Da, dragă. Scumiți de tare, de tăt amuz. Mai relaxate ca azi iarnă. Da. Cu mult. Domnul Dan, sănătate! Ne vedem mai târziu! Mulțumim! Nu prea vezi așa, e, domnul Cristi? Ce, eu văd bine. Nu, iepe, iepe. Aaa, sunt frumoase iepele. Trebuie umblat un pic să vezi atâtea la un loc așa frumoase. Da. Ce-i tu pe bușă? Tu pe bușă, tu. Ce? E
Încă în friză. Ușă. De picior. De picior. Crăpătite. Vin în față. Hai, pășești. Ce-ați vrut să ziceți, domnul Dan? Că n-are doi ghiți. Frunza asta. Frumoasă. Că, că nu are trei ani, că n-au făcut doi ghiți, vreau să zic. Vine și te și pupă. Ia de aici, te cari mai spate. Ia de față. Dacă ferește Dumnezeu de rău, ce zici de aia la 5 ori? Atunci îi crește și codă. Dar dacă nu, eu arog, iar o am. Hop 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 hop. O la fel, anii de lucru la fel, și... la fel de lat în piept sunteți și dumneavoastră ca și armăsarul din fața mea. Și ca și apa de lângă mine. Mă trec fiorii. Mânzi de 3 ani. Ce nume are el? Narlo. Cu el ați montat iepele dumneavoastră, da, anul ăsta, așa-i? Atâta, iepele mele și încă o singură iau. Am înțeles. Azi că se vede produsii. Arată foarte bine, ținând cont că îi între iepe. Deci arată bine, nu-i slab deloc. Cum s-a obișnuit cu ele și... Când se întoarce una, o montează din nou, nu? Dacă îi să se întoarcă. Una singură am, care nu-i gestantă dintre ele. Are ceva probleme, dar... Domnul hop, doctor hop, trebuie hop, să hop. Apară acum și... Fii atent la asta. S-o fi dute încolo. Oh. Copile, oprește-te, băiete. Nici o frică să mă... Eu știți pe aia cu frica. E frică aparat. Nu e vorba de aparat, e vorba de frică.
De frică, fricos. A. Ok, cu minte, rog. O dragă. Hai că ne nu vrea să-și facă film cu tine. Eu sunt mamuț aici. Uitați, vă dau imagine și... Hop! Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Fetiță, hai de-te înainte. Lăsați-o, lăsați-o, lăsați-o. Lăsați-o că mă trag eu acum. Ne-am găsit de apa, că seamănă cu barba mea. Hai, dar vă place apa, nu? Ușură ca barba mea. Du-te, barba. E frumoasă, domnul Nelu. Aveți dreptate. Du-te, mă, încolo, mă. Hai să vă ia și din spate. Ei. Hop! Hop! Ăla-i. Ei, mă, ce-i răi aia mică, nici? Să-l fugărească, uite. Ai blăsăm apele, cam. Păi, să joacă lopițigat. Ce-a bună pe acolo? Ia, Cristinel, prinde poziția cea la sura aia. La sura ce stă aici, în partea asta, așa? Așa pe cu picior, așa. Dar de la în rec, la copii te surse, mă. În repausă. Domnul Dan, câte iepușoare aveți aici gestante? 9. Deci aici le-a spus aici pentru pregătite de fățare, da? Deci aici dacă Dumnezeu ferește de rău. 9. Că până când când trebuie să pus, când trebuie să o fete din iepe? Domnul Dan. Începând de luna iunie. Așa. Iulie, am înțeles, deci cam atunci trebuie să fete, da? Ce atunci? Pe negrile de la Iulcovici și le-am luat ultima și pe sora. Le-am montat după ce a fost la fete. Al tău? Da. Dar asta e ecografia? Da, s-a fete. Nu, că umblau după armăsat. Aia nu e. Ai, nu le-au, care? E bun și așa. Că le și pe din apoi o să le sugă. Dar vom fi liniștite, nu sta și cum a fost asta. Asta e am. Dar tu nu le-am putut. Nu am avut nici vreme. A bine, a fost. Nervos atunci. Da, nu, și mâncare nu. Nu le dăm nici în maceaflă, ele pe aici? Sau au acolo în untru? Mai furt câte un pic. Acolo în untru? Sau... Da? Le aduc de la mine, le-am căsat. De vreo 3 zile. Masiv e hărnusanul ăsta. La 3 ani masiv. Iară vii, mă, tancule. Ha. Da. Chiar ca să ai mică prietena lui. Frumos armăzar, n-ai ce zice, domnul Nelu. Frumos deschizătură față, spate. Da. Cal lung, frumos, înalt. Frumos potrivit. Ce-i place pe aici?
între fete. Nu v-ar plăcea și noi să aveți o viață ca lui? Nu. De ce? M-ar pesto. Credeți? Da, uite-te că nu-i stors deloc. A? Ce păr? Eu aș fi mai aspru un tic. Da, uitați că nu-i stors deloc, prietenul. No, danno, le sa faramo. No, fine. Ma trebuie un pic de filmare. E bună așa. Nimă, tăte links mașina ta, ți-o spală. Fii atent că și-o băga capul mașina la mine. V-ați uitat ceva acolo, domnul? Ați uitat tu merile. Le-a mirosit merile. Du-te, mă. Oare? Mult timp a trecut, domnul Nelu, de când vă vedeam pe la târg. După ce glentir, acolo iară. Foarte. A fost. A fost și nu mai e. Și nu va mai fi. Nu va mai fi. Eu totuși am speranță. Eu totuși am speranță că mai fi târguri. E pozitiv. Și terenul pe care alo. Păi, stăm bine. O să fac eu câte o plăcință, că să te șapte, dar vă spun eu când pornesc de ce. Să le facă mari. Cam cât durează? Nu știu. Cam așa, să le facă mari. Un sert de oră, 20 de minute, pornim. Știți cum zic? Că, două mari, eu cu domnul Nelu mâncăm mai, avem mestecău mai puternic. Din dreapta, că în stânga a prăzit cartofi. Din stânga aveți cu ulei, cu sau cu ulei. Ba da, dar asta nu vreau ăla, mai cum trecează. Nu, treabă de aia. Până cred că asta ți-a fost aprit. Ce-ai? Pe gândindu-i. Este un ser de oră, îi poți apuca și să facă șerpe pe cinci. Să vreți să fiți mântezi în pentru fel. De ce va fi? Nu știu întâi să trebuie să lezi câte una, să faci o tură rotă, ca pe să obișnuiesc. Da. Când ai clerzi la plăcinte, poți să vii. Da, nu? Domnul Dan, acum am făcut comanda la plăcinte, am să facă două mai mari pentru mine și pentru domnul Nelu. Că noi stăm bine cu mestecăul, cu dinții. Da. Așa.
domnul Dan, aici o frumoasă iapă, trebuie să fețe cât de, cât de repede, sau? Aia e frumoasă iapă și renumită diamant. Așa. De la Alin Blaga. Foarte, foarte frumoasă. Am că ați adus aminte de Alin, îl salutăm, îi dorim sănătate. Și să poată să țină cai. Toate cele bune. Să vie în august acasă, că filmarea care o facem noi nu e valabilă, să fie el prezent. Da, o să facem noi atunci, o să încercăm să facem și la el și la dumneavoastră în acea zi. O să încercăm să facem. Ne ajută și ne plăstigă rău, da. Așa. Cât, cât timp îi se împlinește? Mai are cam o lună jumate până să fete. Nu se stresează între mânjește. E relaxată cu ei. Motivă, acum el e mânzul de la ea. Așa. Cât are acum? 10 luni sau cât are? 11 luni. Am văzut că și ceilalți, ăștia 3 sunt mânji. O să vă fie de dat sau? Nu vi-ți de dat? Și aveți și o mânză, aveți o mânză, o mânzuță șărguță frumoasă. Așa. Și căutați pereche? Dacă vreți să iei pereche, tot trebuie o pereche să fie frumoasă. Domnul Nelu, ce-ați ce cu telescopul ăla? Ce-ați găsit pe aici? Telescopul, am crezut că e un telescop, că ne da, să, am crezut că să ne uităm să vedem soarele. E frumoasă mânza. Care? Șarga. Da, foarte frumoasă, îmi place de ea. E finuță, e către semi greu, dar e frumoasă tare. Domnul Dan, la mânzuță le-a spus nume? La mânzuță căprioară. Nu, la mânzuță ăștia mici, la mânzuță, negri. Da, le-am pus, adică nu eu le-am pus. Lea Vasile le-a pus. Le știți numele? Da. Ăla din spate, de lângă iapă, al iepei care, cum îl cheamă? Ăsta de aici? Da. El e Vulcan. Așa. Nu-mi place numele, dar... No. Ăla, ăsta e al iepei, ce se duce da, acum după iapă, da? Ăla e prințul. Da? Și ăsta alalt? Și ăla e Pitbull, i-a pus numele. Pitbull-ul? Și ăla aia așa mică? Așa e în certificate. Așa, și... Și ăla alaltul? Cealaltă... Șărguța, da? Mânzuța, eu așa am zis căprioară. Căprioara? Foarte. Așa e ca o căprioară. Foarte, foarte frumoase. Foarte frumos, mânjăreți. Campania asta agricolă... Cum e cu campania? Tot munciți, așa-i? Dai să mă auzi de hectare singur. Bateți fierul critical că trebuie făcut, n-ai ce face. Deci singur. Singur le fac tăte. Noi bine, fără atunci. Fără niciun ajutor. Niciun tractorist, nici... Absolut nimic. Chicioragul, nu mai vine să te aduce. Acum e la realitate. Alegradul e cu. Da. Așa. Cum am mâncat plăcinta? Bun, domnul Dan, ce... Domnul Dan, ce v-ați propus să facem? Noi. Să mai bem o pălincă. Noi să bem, așa? Eu mânc o plăcinta. Așa. Azi cătănelul să vie, să am și eu cu cine beau o pălincă. Așa, că domnul Nelu, cum... Am început campania, n-am băut. N-ați avut cu cine să serviți așa, dar... N-am avut timp, nu că n-aveam cu cine. Așa, domnul, cum e asta cu plăcintele înainte, că eu zic ala? Plăcinte înainte, la război înapoi. Și acum se potrivește cu tineretul nostru. Mă refer război, mă refer la muncă și la alte treburi. Noi am fost la război prima dată și am umeră la plăcinte. Așa. Domnul doctor, domnișorul doctor, a venit un pic mai târziu, Aici domnul doctor? Domnișorul. Așa. Domnul doctor, vă salutăm. Sănătate aici avem și pe băieții din spate, dar oricum o să salutări. Mai dăm un cadru de ansamblu când o să fim la plăcinte. Doctorul dumneavoastră, domnul doctor. Și a meu și a altora. Așa. Și în viitor doctor pe zonă. Picioare, pe zonă. Pe zonă. Poți să zic că am și altceva. Da. În devenire cu un cabinet. Unde o să aveți cabinetul? În ce zonă? Aici, la 3 km. La Jibou, o să fie. La Someș-Odorhei.
Deci o să aveți un cabinet, cam când îl preconizați? O lună, o lună jumătate să fie gata. Așa. Și pe ce, pe ce animale veți fi? De toate. Pe de toate, așa-i? Pe câini, pisici? După mai aia, mai pe... mult animale mari, dar de toate. Cu câini, de face facultate de 6 ani să tratează câini și pisici, mă. Am avut toate trebuie. Păi lasă că... Mă vine câte o gagică cu cățelul, ce vrea. Păi să scoată afară? Vaccinat. Cât bolnav când văd... Să vă mai dau un detaliu la cabinetul domnului, domnișorului doctor. Așa. Va fi dotat cu aparatură de... Ultimă generație. Domnul doctor, oricum, în viitor, o să venim la domnul Dan să vedem caii și o să vă facem o vizită și o să vă facem o vizită și o să vă facem o vizită la cabinet. Noi trebuie să promovăm oamenii valoroși. În țara asta trebuie să promovăm. Uite, domnul Dan e un om foarte valoros, un om ce muncește foarte mult. Domnul Nelu la fel. Aici, prietenii noștri din spate, domnul Tiși. Nu mă lau dacă eu nu muncesc. Nu munciți? Ce făceați acum când am ajuns la dumneavoastră? Ce făceați? Turneam. Nu. Căiam pălincă și mâncam clisă cu ceapă. Așa, nu las că nu-i rău. Așa, domnul doctor, o să ajungem la dumneavoastră în, când, după ce o să vă faceți cabinetul. Chiar mi-ar place, mi-ar face plăcere să îi faceți o inaugurare acolo cu domnul Dan, cu domnul Nelu. Deci, domnișorul, doctor, rămâne să vorbim, așa, de treaba asta. Optim. Rămâne să vorbim de treaba cu inaugurarea, da? Da. Bun. Domnișorul doctor va deschide un cabinet cu... o dotare de ultimă generație. Anul viitor armăsarul care l-am și plus poate că vor fi încă 2-3. Așa. Inclusiv boxe. Deci o să pentru ea pe fătate cu mânși. O să fie așa. Cu aparat de ecografiere. Nu, boxe voi avea eu. Așa. Vreau să formez. Super. Acum am avut cereri din multe părți. Ce înseamnă ca să aducă iepe ca să le țin eu în gazdă, nu, în gazdă. În gazdă. Nu pot momentan că îți trebuie. Trebuie condiție. Domnul doctor, ce dorea să ne ziceți? Acum ne gândim cu domnul Iacob la un stand de contenție să planificăm. Ce înseamnă contenție? Că nu, eu nu știu cuvântul ăsta. Ați ușura munca privind imobilizarea unui cal, unui animal. Am înțeles. Asta e un stand de contenție care să ne faciliteze munca la picioare, la ce-o fi. Am înțeles. Un fel de caladeu sau ce? Exact. Caladeu. Am înțeles. Caladeu. Mai pe românește. Caladeu. Nu, las că e bun așa. Un caladeu de genul vreau să-mi fac și în interiorul cabinetului pentru ecografiere, pentru animale mari mă refer. Așa, și să fim în siguranță când lucrăm cu caii. Exact. Că de asta se fac astea. Cu toate animalele. Da. Și vacile se pot băga. Bun. Domnul Dan, nu simțiți un miros? De unde să... E plăcintă. Nu, îi dăm încolo. Plăcintă, mici, pește. Am înțeles. Bun. Că de la pește, puța crește. Asta nu-i pleazna, e original. Dar pe am băgat eu, că nu-i soros. Nu-i nu umblă, nu ai făcut. Nu umblă bine. Ia mă, că o să scarti în neapă. Așa ni l-ai dat, uzat. Care viermișorul? Salutare! Așa. Sărumâna, Fina! Sărumâna! Bună ziua! Aici, la dumneavoastră, la plăcintărie. Aici, cu dumneavoastră, cu soțul dumneavoastră, cu domnul Ioan. Ne punem imediat la masă. Ne-ați pregătit ceva interesant, așa? Ne-ați pregătit ceva bun, zic eu. Așa, eu vreau să zic că aveți un loc foarte frumos, foarte curat, cochet, deși e la stradă. Noi ne străduim. Deci noi ne străduim să fie curățenie, să fie produsele bune. Praf, uitați, nu este deloc, uitați pe asta, pe măsuțe. Și plăcintele calde. Așa. Nu, îți plac mai mare? Așa, îți bune așa mare, îți bune așa. Oameni, ce plăcinte. Așa, eu cu domnul Nelu. Dar pe mare le-ai comandat, măi, Cristina. Domnul Nelu, așa le-a făcut doamna, dacă așa le-a făcut. Dacă tu le-ai comandat, doamna le-a făcut da, după comandă. Așa e rețeta aici. Așa le facem de obicei, așa e modelul. Da? Așa e modelul? Da, domnul Nelu.
Am vrut să mă mai repede, dar n-am apucat, am mâncat tare repede. Am barba mai mare ca ta, dar norocul la mine, Dani, norocul la mine că eu sunt spate, știi? Deci pot să las barba ca lumea de lată. Oricum. Așa, dacă vrei mai cald, trage-l la soare. Păi Spinel, filmează brânzuța asta aici, ia uite. Dani, un pahar de pălincă? Băi, domnule. Nu-i mai mare plăcinta dumneavoastră ca mea. Nu-i mai mare plăcinta dumneavoastră ca mea. Hai să vedem. Dorule și aici vine Corin. Așa ne-am... E mai mare a mea ca dumneavoastră. Nu e a mea, e a mea mai mare. E a mai mare. Așa. El a fost... Aici, la terasa la domnul Ioan, la plăcintărie. Vreau să zic că e foarte, foarte fain aici. Să trăiți. Multă sănătate. Sănătate. Domn doctor, pentru cine vrea să facă sport, are și bicicletă. Să scapă iapte în pace cu fătatul și să fie mânji sănătoși. Doamne, să fie într-un ceas bun și cu noroc. Să fie. Doamne ajută. Sănătate. Hai, nepoate. Șoferii au fost înghițească în gol, așa, în sec. Zua alaltă ieri. Să ai sănătate, Cristian. Și apoi ne-am domnit un pic de ieri. Am fost mânios. I-ați dat dintr-o dată? Aaaa! Nu vă ăsta zințe, nu vă ăsta zințe. Nu. Ha? Nu. Nu dințe. Vrei să-l copii? Ai. No, bun. Cred că e prune. Cred că e prune. Eu îi dau. Sus. Domnul Ioan. Sus. Adinea ori am gătat cu plăcintuțele. Pește de la coda lacului. Așa, adinea ori am gătat cu plăcintuțele. Nu tremura un, Mai dă-le așa. M-a auzit? Atâta de bune au fost plăcintele. Că mi-a venit să o mânc și pe domnul Nelu, că era lângă mine. Eu am mâncat mai repede ca mine. Eu mai repede eu am mâncat-o. N-ați mâncat mai repede ca mine. Da. Eu am mâncat primul cel mai repede. Eu v-am urmărit. Cred că pe lui Dan ai vrut să o mânc, că el a mâncat. Da, dumneavoastră că era lângă mine. Da, eu am harit. Trebuie să zici că mai fugi. Dar nu o să, eu am vrut pe lui domnul Nelu. Eu am